În prezent, problemele de ordin ecologic sunt foarte discutate atât la nivel național cât și internațional și chiar se iau diverse măsuri pentru a diminua efectele acestor probleme. Ce se întreprinde la noi? Situația ecologică e aproape la limită, dat fiind faptul că, de fapt, țările noastre nu sunt salubrizate, nu sunt epurate apele în agente coloide. De fapt, se produce poluarea solului, poluarea apelor freatice. Această situație se discută? Această situație se discută mereu în cadrul diferitor instituții obștești, cât și la nivel guvernamental. Vedeți că avem, de fapt, și Ministerul Ecologiei care monitorizează situația, crede noi, monitorizează și există și lege privind protecția mediului, dar tot timpul la noi se întâmplă că din lipsă de bani nu pot fi soluționate probleme. La aspectul energie alternativă, care este situația la noi în Republica? Noi la capitolul dat suntem restanți, vom avea multe de recapitulat, dar eu zic tot timpul slavă Domnului că avem experiență pozitivă în fața noastră, avem experiența țărilor din vest. Aveți un mesaj pe care doriți să o transmiteți tinerilor la acest aspect? Tinerilor, am să spun următor, să nu uitați că, de fapt, echilibru de natură este foarte firav și voi, tinerii, sunteți acei care vă păstrați. Sunteți obligați să implementați multe soluții pentru protecția mediului, ca să protejați mediul în care